uneori. Asta nu înseamnă însă că majoritatea, imensa majoritatea miniștrilor nu trebuie să fie oameni politici. Trebuie să fie oameni politici, pentru că altfel va fi foarte complicat ca timp de 4 ani de zile să ducă la îndeplinire un proiect. Și ne dorim o guvernare de dreapta, de centru-dreapta, în jurul PNL, cu un partid social-democrat în opoziție acolo unde trebuie să rămână după toate lucrurile rele pe care le-a făcut România.